Istoria idealului de a construi o adevărată și reprezentativă catedrală patriarhală în București este în general cunoscută. În 2010, când se împlinesc 85 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit patriarhie, ne readucem aminte cu solemnitate de patriarhul Miron Cristea, care își asuma la investirea ca patriarh construirea Marii Catedrale a Mântuirii Neamului, idee care de altfel fusese susținută de regele Carol I încă din 1884, prin alocarea de fonduri însumând 5% din bugetul țării. Deși primit cu entuziasm în epocă, proiectul a așteptat până astăzi să fie pus în practică. Reluată după 1990, ideea construirii catedralei a suscitat mult interes, dar și diferite forme de adversitate. Disputele legate de amplasament au fost urmate de două concursuri de arhitectură în 1999 și în 2001. Rezultatul a fost dezamăgitor, atât în privința aspectului proiectelor câștigătoare, cât și a fondurilor financiare alocate, care au fost cheltuite practic fără rezultat. A fost o decizie salutară fixarea amplasamentului pe dealul Arsenalului. Pe 29 noiembrie 2008, Patriarhul României și membrii Sfântului Sinod au pus piatra de temelie a viitoarei catedrale, arătând multă determinare pentru finalizarea ei. Numai că metoda de lucru a fost schimbată. Patriarhia a explicat că nu dorește evitarea unei consultări a arhitecților, dar nici repetarea eșecurilor anterioare. Mai întâi, care este simbolismul obligatoriu al unui locaș de cult, 2. Ce utilitate liturgică trebuie să aibă și 3. Ce mesaj al spiritualității românești trebuie să transmită atunci când e văzută. Deci așa trebuie să fie ea de frumoasă, încât să fie o expresie a sufletului românesc când se află în bucurie. Ca atare, nu s-a mai organizat un concurs de idei arhitecturale, ci o largă consultare de idei. Patriarhia a trimis fiecărui ierarh eparhiot solicitarea de a recomanda 2-3 arhitecți și 2-3 ingineri din fiecare eparhie care să aibă experiență în construcția de biserici în mediul urban pentru formarea unui grup de lucru cu acest mandat. Fiecare dintre acești specialiști a fost invitat să trimită planșe și proiecte ale bisericilor pe care le-a construit. S-a anunțat apoi că metodologia este următoarea. Patriarhia Română elaborează principiile fundamentale legate de tematica religioasă, simbolistica teologică și națională, precum și funcțiunile practice ale catedralei. Iar arhitecții se vor reuni la Patriarhie pentru a oferi idei și propuneri pe baza temei arhitecturale. Pentru conturarea acestei teme s-a plecat de la început de la principiul că noua catedrală trebuie să fie reprezentativă pentru spațiul românesc. Trebuie să răspundă exigențelor practice legate de statutul de catedrală patriarhală, cu ceremonii religioase la care participă 10.000 de credincioși, dar să corespundă și normelor teologice fundamentale ale Ortodoxiei. Pe de altă parte, s-a precizat că proiectul tehnic al catedralei va fi încredințat prin concurs unei firme de proiectare, după definitivarea aspectului arhitectural. Pasul următor a fost organizarea primului simpozion tematic consultativ din data de 15 decembrie 2008, care a avut tema Noua Catedrală Patriarhală, Catedrala Mântuirii Neamului, arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală. Intenția principală a fost de a se crea o întâlnire între arhitecți și specialiști ai domeniului construcțiilor, care pot oferi o contribuție la ridicarea noii catedrale. Atmosfera a fost de entuziastă coparticipare. Solicitați să-și ofere competența, specialiștii prezenți au preluat tema și și-au expus opiniile referitor la aspectul de dorit al viitoarei catedrale. Au fost expuse planșe, modele sub formă de machetă, opinii care uneori s-au contrazis, alteori au rezonat.
Simpozionul a fost dublat de vernisarea unei expoziții de fotografii și proiecte arhitecturale cu tema Catedrale și biserici construite în România între anii 1990-2008. De altfel, la simpozion au fost invitați arhitecți care au construit cel puțin o biserică de mari dimensiuni în mediul urban după 1990. Evident, prin aceasta s-a dorit selectarea doar a arhitecților care au experiență în domeniul construirii de catedrale. Al doilea simpozion consultativ a fost organizat la 6 luni după primul. Pe 26 iunie 2009, participanți la prima întrunire, dar și alți arhitecți și specialiști în construcții, au venit la Palatul Patriarhiei pentru o nouă etapă, aprofundarea ideilor, sugestiilor și propunerilor prezentate la primul simpozion. Ca rod al primei consultări a fost prezentată la acest al doilea o primă formulă a machetei viitoarei catedrale. Ea a fost prezentată ca o ilustrare precisă a temei. Fiecare element de arhitectură a fost condiționat de un principiu teologic sau de o funcționalitate obligatorie pentru viitorul lăcaș. Arhitecții au oferit punctul lor de vedere. Au fost culese astfel numeroase propuneri de ameliorare arhitecturală cu respectarea sau reformularea solid argumentată a principiilor tematice. Compararea machetei cu diferite soluții arhitecturale de la alte obiective a dus la concluzii binevenite. Încheierea evenimentului a adus certitudinea că numeroase schimbări în bine pot fi aduse proiectului. Pentru ca munca arhitecților să beneficieze de un plus de inspirație, în cadrul simpozionului a avut loc și vernisarea expoziției de fotografie Catedrale și biserici din lume, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Aceeași întrunire a fost prilejul constituirii unei comisii de evaluare a ideilor și sugestiilor prezentate, cu scopul precizat de a fi oferite premii și distinții onorifice a celor arhitecți care au avut contribuții substanțiale. Câteva luni mai târziu, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, au fost oferite aceste distinții și premii. Astfel, a fost respectat principiul ca opera de stabilire a arhitecturii noii catedrale patriarhale să fie pusă sub semnul ofrandei și al contribuției voluntare, într-un efort comun al Breslei arhitecților pentru un monument unic în România cu o excepțională valoare de simbol. Pe 9 și 10 decembrie 2009 a fost organizat la Patriarhie ultimul simpozion consultativ. De asta dată, scopul principal a fost prezentarea și dezbaterea criteriilor de atribuire și selecție a proiectantului care va elabora proiectul pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Prezența arhitecților a fost dublată de cea a specialiștilor în construcții, instalații, acustică. A fost întrunirea cea mai rodnică din punctul de vedere al contribuțiilor de idei și sugestii venite de la participanți. Acestora li s-a prezentat tema de proiectare, stilul noii catedrale, care trebuie să fie românesc, și concepția arhitecturală, care trebuie să exprime tematica teologică și liturgică. În urma acestui al treilea simpozion, Patriarhia Română a lansat, la începutul anului 2010, licitația de selectare a proiectantului pentru Catedrala Mântuirii Neamului. În urma anunțului de lansare a acestei licitații, au fost primite la Patriarhie oferte din partea a 10 firme de proiectare.